Ir nuota kitiem, scriem dar pentru suflet, este foarte bine să facă parte dintr-o colectivitate, să-i spunem, sau dintr-o adunare, nu de o grupare din asta paramilitară, ci mă refer cum este biserica. Mie mi-a prins foarte bine că am făcut parte din diferite biserici și vreau să vă spun că m-au educat acele biserici cu oamenii de acolo, nu doar oamenii, ci și cei care nu se văd, cei care au plecat sau au fost și au rămas în amintire sau altă. Biblia spune că în mai multe locuri că sunt cei văzuți, dar sunt și cei nevăzuți, sfinții. Dar oricum, că despre cei văzuți, ei m-au ajutat foarte mult și am ascultat foarte multe versete din Biblie. Am ascultat foarte multe cântări, am ascultat tăzite istorii din viața bătrânilor sau viața tinerilor. Am participat la felurite evenimente care s-au petrecut în viața unora sau altora. Toate acestea m-au zidit începând de la Biserica Neagră din 87 și Biserica Ortodoxă tot în 87 până în 2015 și după aceea în Biserica Greco-Catolică. Dar devenind autist sau tratamentul care făceam trezindu-mi autism și aplanând alte simptome de schizofrenie ce aveam înainte, mi-a fost foarte greu să mă simțeam ca o pisică. Acolo este gălăgie, oamenii mai sporeie, mai porneie, mai sporeie, bănaf și mai zic, mai strigă, mai bat într-o tobă, mai bat toaca, sună clopotele și nu era un mediu bun pentru mine. Și nici nu aveam cu ce să mă duc, să fiu. Eu prefer biserica mai mare, mai de la Grupul Catolic și nu am avut chiar să stau la ocazie dimineața, nu prea nimeni. Ei bine, și ce vreau să vă spun? Deci, mult am auzit în biserică, s-am citit în Biblie, scrie în Biblie, că credința vine nu în urma auzirii. Poate poți să citești și Dostoievski, dacă nu auzi un om simplu spunând mesajul iubirii al lui Dostoievski sau al Bibliei, nu vei fi convertit. Ei bine, și ce vreau să vă spun, că chiar și eu astăzi, cum zice, îmi cântă fata aia lui Phil, Lost and Found. Și eu, nu știu cât m-a pierdusem, dar am făcut un pas, să zicem, care poate fi numit un pas care nu a fost făcut. Totul l-am făcut și după aceea însăși acei oameni, acei păgâni, acei sălbatici sau agnostici sau atei sau comuniști m-au ridicat. Și ce vreau să vă spun este, acum ca să mă adresez în special bisericii mele de la Oandu, încă dintr-un loc, ce vreau să vă spun, dacă citim în Biblie fericirile, binecuvântați sau fericiți cei ce plâng, fericiți cei sărați în duh, fericiți cei ce plâng, fericiți cei blânzi, fericiți cei plămânți însetați după dreptate, fericiți cei milostivi, fericiți cei împăciuitori, fericiți cei prigoniți, fericiți cei ocărâți. E bine, vreau să vă spun
Că voi deja am văzut, lucruri care m-au uimit astăzi și am văzut de mai de mult. Începeți să vă descurcați tot mai bine decât America în vremurile bune. Dar, există un dar și o să spun o singură propoziție și după aia închid predica. Iubiana, poezia de azi. Poate, sau nu. Eu vreau să vă spun, niște lucruri. Să luați realizările dumneavoastră, să vă gândiți. Deci realizările de pe vremea lui Mao, sau ale primei republici, sau realizările din timpul împăraților, vid, care se vede din spațiu, l-am văzut, în poze, francez. Și ce vreau să vă spun? După aceea, să comparați cu realizările americane masonice, să fost făcut de mason, american, părinții fondatori, arhitecți, și au fost conduse de masonice. Masoni nu sunt creștini, doar să vă spun câte altceva. Să luați Biblia, să iau Biblia, cel mai înțelept gest de ziua de trebuie să arunc niște cervețele. Ei bine, ce trebuie să vă spun? Avem Biblia, care are cuprins înainte. Și ascultă-te aici. Genesa, sau facerea, Exodul, ieșirea, Leviticul, Numeri, Deuteronom, a doua lege, Iosua, judecătorii, Rut, Cartea întâia lui Samuel, a doua carte a lui Samuel, Cartea întâia împăraților 1 regi, a doua carte a împăraților 2 regi, Cartea întâia cronicilor, a doua carte a cronicilor, Ezra, Neemia, Estera, Iov, Psalmii, Fibele sau Provedere lui Solomon, Ecleziastul, Cântarea cântărilor, Isaia, Eremia, Punctul de Eremia, Ezechiel, Daniel, Osea, Ioel, Amos, Obadia, Iona, Mica, Naum, Habacuc, Stefania, Hagai, Zaharia Maleahi. Acesta este Biblia evreiască. Și acum să trecem la Biblia grecească. Și să îngrecești. Evanghelia după Matei, Evanghelia după Marcu, Evanghelia după Luca, Evanghelia după Ioan, Faptele Apostolilor, Epistola lui Pavel către Romani, întâia Epistola lui Pavel către Romani, a doua Epistola lui Pavel către Corinteni, Epistola lui Pavel către Romani, întâia Epistola lui Pavel către Corinteni, a doua Epistola lui Pavel către Corinteni, Epistola lui Pavel către Galateni, Epistola lui Pavel către Efeseni, Epistola lui Pavel către Filipeni, Epistola lui Pavel către Coloseni, Epistola lui Pavel către Tesaloniceni, Epistola a doua lui Pavel către Tesaloniceni, Epistola a lui Pavel către Timotei, Epistola a doua lui Pavel către Timotei, Epistola lui Pavel către Tit, Epistola lui Pavel către Filimon, Epistola lui Pavel către Evrei, Epistola sobornicească lui Iacob, întâia Epistola sobornicească lui Petru, a doua Epistola sobornicească lui Petru, întâia Epistola sobornicească lui Ioan, a doua Epistola lui Ioan, a treia Epistola lui Ioan, Epistola sobornicească lui Iuda, e Apocalipsa lui Ioan. Ok? Ce vreau să vă spun? Aici avem 4.000 de ani de istorie și 2.000 de ani de texte. Cam 2.100 de ani. Sau poate mai puțin. Dar ce vreau să vă spun? Că toate realizările noastre moderne, bazate pe masoni, bazate pe idei, bazate pe intelectuali, ca mine sau ca taică-mă sau ca alții, nu se compară cu realizările de, de exemplu, fost un om, Enoch, cel mai vechi, a fost ridicat la cer, a fost un om, Noe, care când toată lumea a murit, el cu familia lui a trăit. A fost un om, Avram, care el a fost chemat și este părintele nostru a tuturor, evrei, creștini, musulmani. El a fost chemat să plece din Ur, din sudul Irakului, și să meargă în actualul Israel și Palestina. Și
toată viața ca un venetic, sau ca un pelerin, sau ca un vagabond, dar Dumnezeu era cu el, prietenul lui venea la el, vorbea cu el, mânca mâncarea ce îi dădea, cam ca mine, de exemplu. Și îl binecuvânta, i-a dat doi copii. Și a fost un om care a trăit pentru Dumnezeu. A fost un om bun. Avram. După aceea a fost alți oameni, Iosif, care au făcut 13 ani de închisoare degeaba. La 17 ani închis și la 30 de ani eliberat. În Egiptul Antic. După aceea au fost alți oameni, nu vă mai spun, dar ideea de bază e. Și vreau să revin la ideea asta. Există două feluri de binecuvântări la Dumnezeu. Există binecuvântarea, să-i spunem, obiectivă. Dacă faceți fericirile care vi le-am spus și dacă vă gândiți la ce v-am citit din Biblie, care v-am citit maturile, atunci veți fi binecuvântat, dacă vă călăuziți, dacă vă... Am visat azi noapte cuvântul metanoia, foarte tine. Vreau să vă spun că dacă vă faceți această metanoia, această schimbare a minții, dacă vă biblicizați, dacă faceți teologie, și noi catolicii trebuie să avem teologie biblică. Și Martin Luther, când era catolic, era tot profesor pe teologie biblică, bazată pe Biblie, pe Platon. Și ce vreau să vă spun, dacă o termin o dată, este că... Este vorba de binecuvântarea obiectivă. Atunci veți vedea că veți face, veți putea să faceți toată china numai zgârienor, dar nu o să vedeți asta. Să fiți mai înțelepți de atât. Și să faceți altceva, poate niște sate frumoase, de fiecare să aibă spațiul lui, frumos, nu îmi deranjezi de mine, să aibă grădină, animale, treburi, să fie ca la mănăstire. No, și ce vreau să vă spun? Aceasta este binecuvântarea care o dă Dumnezeu obiectiv, tuturor, ca ploaia, dacă se țin de cuvânt. Dar după aceea vei vedea că nu ești mulțumit doar cu atât. De exemplu, a fost un om Solomon, care a avut mai mult de 1000 de femei. Mie personal nu-mi trebuie niciuna. Asta cam din totdeauna. Dar vreau să vă spun că el nu a zis lui Dumnezeu ca altul, Doamne, dă-mi femei. Nu. El a zis, Doamne, dă-mi înțelepciune. Și asta l-a făcut să aibă cele peste 1000 de femei. Și cu regina din țară. Nu, asta e credință. Și după aceea el a devenit mai ceva ca Constantin Brâncoveanu, care tot din cauza credinței a ajuns foarte bogat și înțelept și avea, era numit altul bei de turci și punctul aurului, care avea aur și dea la turci. Să spun, dar să fie independența țării, a Muntenii. Dar ce vreau să vă spun, anul 1700, este că atunci vei avea psihologia asta de om din Biblie și nu te vei mai mulțumi cu, nici măcar cu satele de frumoase de care v-am vorbit. Atunci vei avea, Doamne, vei avea o viață interioară care îți va fi mai mare bucurie. Și zice în Biblie, Doamne, Tu dai mai multă bucurie decât au ei, oamenii necredincioși, când se înmulțește rodul greului și al vinului. Că ce bucurie poate fi mai mare, nu? Chiar și Sinchevici a scris pentru pâine, acum peste 100 de ani. Nu. Și, cred că v-am spus ce vreau să vă spun. Și vă rog, ca să recunoașteți cartea, vă citesc un singur verset, bine? Să știți ce se căuta. De asemenea, trebuie să vă spun că această carte mă insistă că Iisus Hristos, Iisus Hristos, cu 2 I, cu 1, cu 3, cât vreți să-i pune, este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat. Și asta nu mai are rost să cădem în stânga, la mozaic, sau în dreapta, la islam. Sunt băieți foarte bun, dar la teologie nu se pricep. Nici la realizări, din păcate.
Deci, Vechiul Testament, Geneza, Facerea, sau întâia carte a lui Moise. Scrie aici așa, Vremurile străveche, este în titlu scurs de editor, de la facerea lumii până la Avram. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Cum le-a făcut, nu rămâne pe data viitoare, rămâne ca și un task de student, sarcină pentru student, să afle singur, să cumpere o Biblie sau să caute pe internet, în orice formă ar fi, și să citească mai departe cum a făcut Dumnezeu, ca să înțelegi, vom înțelege astfel și cine e Dumnezeu, care este natura lui Dumnezeu, dacă ne gândim cum a făcut El cerurile și pământul. Bun. God bless. Amin.